Glorie Domnului! Să deschidem Sfânta Scriptură la Profetul Eremia, capitolul 5 și vom citi primele 12 versete. Eremia, capitolul 5 Cutraierați ulițele Ierusalimului, uitați-vă, întrebați și căutați în piețe dacă se găsește un om, dacă este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să se țină de adevăr și voi ierta Ierusalimul, Chiar când zic, viu este Domnul, ei jură strâmb. Doamne, nu văd ochii tăi adevărul, tu îi lovești și ei nu simt nimic. Îi și nu vor să ia învățătură. o învățășare mai tare decât stânca. Nu vor să se întoarcă la tine. Eu ziceam, numai cei mici sunt așa. Ei lucrează fără minte pentru că nu cunosc calea Domnului, legea Dumnezeului lor. Mă voi duce deci la cei mari și le voi vorbi, că cei cunosc calea Domnului, legea Dumnezeului lor. Dar toți au sfărâmat jugul și au rupt legăturile. De aceea îi omoară leu din pădure și nimicește lupul din pustie. Stă la pândă pardosul înaintea cetăților lor, toți cei ce vor ieși din ele vor fi sfâșiați, căci fără de lor sunt, mai, sunt multe, baterile lor s-au înmulțit. Cum se te iert, zice Domnul. Copiii tăi m-au părăsit și jură pe Dumnezeu care n-au ființă. Și după ce le-au primit jurămintele, să dedau la prea curvie și aleargă cu grămadă la casa curvei. Ca niște cai bine hrăniți care aleargă încoace și încolo, fiecare nechează după nevasta aproape lui său. Să nu pedepsesc eu aceste lucruri, zice Domnul, să nu mă răzbun eu pe un asemenea popor. Suiți-vă pe ziduri și dărâmați, dar nu nimiciți de tot, luați butucii aceștia, că sunt ai Domnului. Că și casa lui Israel și casa lui Iuda mi-au fost necredincioase, zice Domnul. Ei te găduiesc pe Domnul și zic, nu este El. Și nu va veni nenorocirea peste noi, nu vom vedea nici sabia și nici foametea până aici cuvântul Domnului să ocupăm locurile. Știu că asemenea cuvinte, numai citindu-le, îl strezesc spaima. Dar orare cuvintele astea n-au niciun răsunet în lumea în care trăim noi? citindu mai ales pe profetul Eremia, mi se pare atât de contemporan. Mi se pare că trăiește printre noi, este unul dintre noi, un om care știe societatea noastră mai bine decât oricine altcineva. Cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață l-am intitulat Respingerea fatală. Respingerea fatală. Și aș vrea să ne concentrăm pe versetul numărul 3, în care, în ultima parte, se spune așa: Nu vor să se întoarcă la tine. Nu vor să se întoarcă la tine. Acum, fiecare dintre noi am gustat amărăciunea unei respingeri, nu? De tineri, de copii. N-au vrut să ne dea jucăria lor, nu ne-au primit în echipa lor, nu ne-au primit acasă la ei, erau bogați, nu eram săraci, nu aveam culoarea potrivită. Apoi, când am crescut, ne-au respins la examen, ne-au ne respins la job ne-a respins fata aia la care a făcut curte sau băiatul acela, ne-au respins prietenii. Respingerile sunt foarte dureroase, teribile, îngrozitoare. Poate că n-aș ca să avem o lecție biblică cum să supraviețuim de respingerilor. Fiecare dintre noi suntem foarte profund răniți de respingeri. Fiecare avem niște răni adânci ale sufletului nostru când ni s-au trântit ușile în nas, eu am niște cuvinte care nu pot să le uit niciodată. Când comuniștii mi-au spus, Dumnezeul tău să-ți dea bilet în tabără. Eu eram tânăr și voiam să mă duc în tabără. M-au trimis la Dumnezeu meu să mă trimit în tabără. Și știți că m-a trimis, m-a trimis în America. Pe păi, ea a ținut mai departe în comunism. Dar cuvintele respingerilor sunt foarte dureroase. Foarte dureroase. Fiecare din noi am experimentat asta. Dar Slăviți să fie Domnul că respingerea astea nu sunt fatale. Nimeni n-a murit de asta, nu-i așa? Ne-am obișnuit cu ele. Ne-am ne obișnuit așa de tare să fim respinși că ne-am așteptat să fim respinși oriunde ne-am dus după aia, nu? Ne-am obișnuit cu ele. Nu sunt fatale aceste respingeri că când te resping oamenii, nu? E nenorocire când te respinge Dumnezeu, dar în dimineața asta aș vrea să vorbesc despre faptul că respingerea lui Dumnezeu este fatală, că noi respingem chemarea lui Dumnezeu, lucrul ăsta nu este fatal, este distrugător pentru viitorul nostru și pentru eternitatea noastră. Cuvântul lui Dumnezeu aici din Eremia 5 spunea încă o dată versetul acesta 3. Doamne, nu văd ochii tăi adevărul, tu îi lovești și ei nu simt nimic, îi nimicești și nu vor să ia învățătură. Iau înfățișare mai tare decât stânca. Nu vor să se întoarcă la tine. N-ați avut de-a face cu copiii de-a dumneavoastră încăpățânați? Indiferent ce ați făcut, nu a funcționat. În timpul Claselor primare aveam un copil din sat, era mai mic decât uh, noi cu 2 cu ani și eram puși în clase, clasa 1 -a și clasa 3, -a, clasa 2 -a și clasa 4. -a. Aveam doi dascări în sat. Și eram la tovarășul Danciu. Tovarășul Danciu de meserie era tractorist. Și uh, <laughs> tovarășul Danciu avea o. o, o lozincă comunistă de pe vremea aceea, toți pentru unul și unul pentru toți. Parcă eram cei trei mușcătari. Ne bătea pe toți pentru unul care făcea o prostie. Așa, pentru unitatea clasei muncitoare. Nu știu ce era în capul lui. Și, domnule, toată lumea lua în bătaie pentru ăsta. Lecu, îi spuneam. Așa, poreclea din sat. Domnule, luam bătaie pentru ăsta de două, trei ori pe zi. Noi, noi acum îl băteam și noi pe el după aia. Dar indiferent ce se întâmpla, ăsta avea o lozincă, Zice, dă pe mine ca pe sac că mai mare drag mă fac. Asta era o poezie pe care o spunea la, la Dascar. Cât era ăsta de tractorist și de uh, își pierdea controlul uneori, așa, f -f afară din, din, din sală, pentru că nu rezista cu puștiul asta domnule. Dar, mă rog, A inventat toate instrumentele de tortură posibile cea mai groaznică era să stai cu mâinile sus, într-un picior și cu nasul să sprijinește o foaie de hârtie pe perete. Încercați acasă, vă rog. Era, era îngrozitor, domnule. Ei bine, ăsta stătea și spunea poezia de la perete. E, un om care nu voia să fie disciplinat, nu voia să asculte de nimeni o asemenea încăpățânare care nu mai este umană, care este drăcească, o vede Isaia la poporul lui Dumnezeu. Îi lovești și nu simt nimic. Îi nimicești și nu vor să ia învățătura. Ia o mai tare decât stânca. Ca piatra se fac. Nu vor să se întoarcă la tine. Haideți să discutăm puțin despre această respingere pe care o fac oamenii lui Dumnezeu astăzi. În primul rând, cine sunt cei care refuză întoarcerea asta la Dumnezeu? Cine sunt cei care refuză? În primul rând, sunt cei care cu bună știință refuză chemarea la pocăință prin declarații publice. Ei sunt atei. Am văzut recent un filmuleț, l-am și pus pe contul meu de, de, de Facebook, într-unul din orașele americane, într-un centru universitar, un bun creștin și-a pus o pancartă mare, cu o chemare la pocăință, cu un verset biblic, pentru lumea care trecea pe acolo. Și stătea de vorbă cu minte cu fiecare. A venit un ateu, cred că era beat, nebun, nu-mi dau seama ce, și a început de la blesteme, înjurături, atacuri, a acuzat pe toți creștinii, din to l-am înjurat pe Dumnezeu, l-a blestemat. Ce să s-a făcut de, de râsul lumii, s-a adunat lumea în jurul lui. Uitați-vă și să vedeți cât de departe poate merge această răutate, această încăpățânare, această ură împotriva lui Dumnezeu pe care o au oamenii avem de a face în jurul nostru cu oameni care cu bună știință refuză orice chemare la, la, la Dumnezeu, orice chemare la pocăință. Și te duci cu inima bună, cu bune intenții să-L inviți la Dumnezeu, să vină de la biserică și te trezești cu o înjurătură, te trezești cu un blestem, te trezești cu, cu cine știe ce. Pentru că sunt oameni care au declarat pe față, deschis, nu au nevoie de Dumnezeu nu există Dumnezeu. Versetul 12 pe care l-am citit în această dimineață, el, ei te pe Domnul. Te găduiesc, deci neagă existența lui Dumnezeu. Nu este El. Nu există. Dumnezeu nu există. Îndoctrinați cu asemenea gândire demonică, primii care refuză chemarea lui Dumnezeu sunt acești oameni care prin declarații publice, nu? resping orice chemare din partea lui Dumnezeu, orice chemare la pocăință. Este puțină nedejde pentru un asemenea spirit înrăit împotriva în lui Dumnezeu să-și repare viața și să se întoarcă vreodată la Dumnezeu și să aibă o viață normală. Apoi, în al doilea rând, sunt oameni care fac promisiunea că se pocăiesc, dar în viață nu se mai țin de ea. Ați întâlnit din ăștia, nu? Oh, da, trebuie să ne pocăim. Sigur că, da, Așa e frate, duminica viitoare vin la biserică, apoi o uita duminica asta, probabil de ce, luna viitoare, anul viitor și tot timpul ăsta niciodată nu, mai, nu se mai ține de cuvânt. Există oameni care tot timpul fac promisiuni, că așa cum zicea cineva, că doar nu ești tu atât de sărac să nu poți promite, nu? Poți să promiți. Oamenii ăștia fac promisiuni, promisiuni oamenilor, promisiuni lui Dumnezeu, dar nu se țin de ele niciodată. Ați întâlnit asemenea oameni, nu-i așa? Vai, sunt așa de drăguți, nemai pomeniți. Domnul mi te-a scos în cale să știi că de la Dumnezeu duminica viitoare vin un veac. Nu-l mai vezi. În al treilea rând, sunt oameni care încearcă să înlocuiască pocăința, întoarcerea adevărată la Dumnezeu cu altceva cu ceremonii, cu religie, cu moralitate. Acum, bun, nu, doar nu se duce el acolo la pocăiță să se facă de râs, nu? Dar el e om de treabă. Domnul, el ține toate sărbătorile, toate posturile, mănâncă de dulce, nu? Știți că s-a dus odată un evreu la măcelărie și zice, dați-mi, vă rog, un kilogram. Cât costă un kilogram din peștele ăla? Zice, la nu e pește, la e porc. Și domnule, eu nu te-am te întrebat cum îl cheamă pe peștele ăla. <laughs> <laughs> Oameni care, care țin regulile, țin posturile, nu? Cred că Alexandru Diuma, într-unul dintre romanele lui, are doi preoți, doi popi călătoresc, așa, și ajung la un han. Și ajung în zi de post, domnule. Nu, 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 era voie să mănânce decât pește. Și asta nu avea decât berbecuț la frigare și purcel la frigare. Și atunci au, au, chemat chenerul cu bunătățile pe masă și le-au botezat. Pe unul crap, pe unul biban. <laughs> nu? Și au mâncat pește în ziua aia. Nu, popii botează oameni care vor să înlocuiască adevărata pocăință, adevărata întoarcere la Dumnezeu cu ceremonii. Nu? El se duce la toate sărbătorile, la Paș, la Crăciun, ține, Doamne, toate măriile, aia mică, aia mare, toate le știe. Își face cruce, pe, trece pe lângă orice biserică. În tramvai, dacă se găsește. Și face cruce când trece pe lângă biserică. Deci om, omul vrea să înlocuiască o credință adevărată cu ceremonii, cu, cu, cu alte lucruri decât ce vrea Dumnezeu de la el. Cu religie. Oh, religia noastră e veche, de 2000 de ani. Religia noastră este catolică, este istorică. Are sfinți, are religia noastră. Oamenii devin foarte, foarte religioși. Uh, cu moralitate. El e moral, el nu dă foc la casa nimănui, el e un om nemaipomenit. Vor să înlocuiască întoarcerea la Dumnezeu adevărată cu altceva, cu orice altceva. Când mi-am vizitat odată, părinții trăiau încă la Pâncota, am asistat la o ceremonie foarte ciudată, niciodată n-am mai văzut asta. Prin mijlocul orașului, mergea o căruță cu Sfânta Mărie era în căruță Sfânta Mărie mergea în căruță și toată lumea mergea pe jos dar ceea ce a mi s-a părut mie e foarte, foarte ciudat, majoritatea oamenilor și la femei mai ales se vedeau, genunchii era, erau plini de sânge genunchii erau plini de sânge și am întrebat pe cineva, ce se întâmplă cu gloata asta domnule, i-a bătut cineva au căzut, ce se întâmplă, de ce au și pantalonii erau Rupți și sânge în, în genunchi. Zice, vin de la mănăstirea de la Ramna, unde sunt 110 trepte, așa, la mănăstirea Sfânta Maria. Și dacă ești pocăit cu adevărat, trebuie să urci în coate și în genunchi toate treptele alea până sus ca să fii mântuit. M-am îngrozit de chestia asta pentru că oamenii sunt în stare să facă lucruri absurde, lucruri foarte grele, ca să înlocuiască pocăința adevărată, întoarcerea cu adevărat la Dumnezeu, cu ceva merite personale, cu o muncă de-a lor, cu o realizare de-a lor. E bine, în al treilea rând, cei care resping întoarcerea la Dumnezeu, este sunt oamenii care încerc, încerc să înlocuiască întoarcerea la Dumnezeu, chem, pocăința adevărată, cu faptele lor, cu acțiunile lor, cu activitățile lor. În al patrulea rând, cei care refuză întoarcerea lui Dumnezeu sunt cei care o fac cu o ipocrizie din diferite interese. Nu? Vrea să se însoare, pocăitele sunt cinstite, nu te înșeală, gospodine bune, fac copii, au grijă de soții lor, le-a învățat Scriptura și atunci el se pocăiește. Nu? El se pocăiește, și frații îl și botează, nu? În prima dată, că doar nu o să-l căsătorească așa, că nu e voie, nu? Și îl și botează. Se minte că într-un oraș de România, și nu spun numele aici, că nu vreau să supor pe nimeni, că și așa am eu dușman destui, l-au botezat pe unul. Și când l-au băgat în vană, că așa era L-au întrebat, crezi că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu făcut? Hă? Hă. Na, na, a fost surprins de, de chestiunea asta. Era un ofițer din armată care se boteza, nu, de dragul unei surori, surioare de-a noastră din biserică. Asta este unul dintre interesele. Zilele trecute am primit un telefon. Nu știu de când cu internetul ăsta, frate, Steve, ăsta de România, au internet prea bun. <gântuia> ce să fie periculoși. Uh, am îmi știu telefonul. Telefonul mobil mă sună. M-a sunat unul de ora două. După miezul nopții, uh, el nu știa ce ore e la noi. Și spune, domnule, eu am auzit că voi pocăiți ajutați pe alții. Eu, nu, eu sunt necășit, așa, dar... Dar tale, mergi la vreo biserică. Zice, sigur că da, mă duc la biserica noastră ortodoxă din oraș. Bun, dar preotul ăsta, a, domnule, zice, ăla e un șnapan. <laughs> Început să-mi vopsească pe popa lor de la A la Z. Ce am fost eu și la pendicostal, domnule, că am auzit că ăștia te ajută, așa, știi? Și era aproape să mă fac pendicostal. să <laughs> dea ceva bani ăștia, nu? <laughs> wow! Mi-a doamne, ai foarte greșit că m-a sunat. Da, de ce? Păi nici eu n-am bani. vreau <laughs> să te sun pe mătale să dai ceva. Oamenii se întorc la Dumnezeu din diferite interese. Țineți minte când au ieșit poporul evreu din, din, Egipt, spune Sfânta Scriptură că au ieșit împreună cu ei o mulțime foarte pestriță de oameni. Rable este în limba limba ebraică, tot felul de rable au ieșit împreună cu ei. Okay? Oameni care au zis, mă, Dumnezeu îi binecuvântează pe evrei, nu repede să luăm și noi ceva, apucăm și noi ceva. Nu? Știți că ăștia ar fost o sursă de suferință și de necazuri tot timpul în călătoria aceasta? Pentru că erau cu poporul lui Dumnezeu, dar nu erau din poporul lui Dumnezeu. Nu se întorsese la Dumnezeu, se întorsese la uh, bogățile pe care Dumnezeu le dădea copiilor lor. Venisele din interes. Oameni care resping chemarea lui Dumnezeu sunt de asemenea oameni ipocriți de, de genul acesta, mânați de diferite interese care intră, se infiltrează în poporul lui Dumnezeu și se înșeală singuri. Aceasta ar fi patru categorii de oameni care refuză chemarea lui Dumnezeu la o pocăință autentică. Haideți să vedem ce ne, revelează, ce ne revelează, ce ne descopere această respingere a lui Dumnezeu. În primul rând, faptul că oamenii îl resping pe Dumnezeu scoate în evidență cât de mare este dragostea omului pentru păcat. Cât de îndrăgostiți pot să fie oamenii pentru viața mizerabilă de care o duc cât de atașată este el de sticla aia, de băutură nenorocită de ea, sau de, cine știe, de alte patimi. Că întoarce spatele lui Dumnezeu, întoarce spatele veșniciei, întoarce spatele raiului, se duce în fundul iadului, pentru că nu se poate lăsa de sticla aia, nu se poate lăsa de, de păcatele acelea mizerabile în care se găsește. Este una dintre cele mai mari tragedii din, din vremea noastră. Oamenii se leagă de păcat... Și iubesc păcatul atât de mult încât resping pe Dumnezeu, Salvatorul, și resping eternitatea și viața veșnică datorită dragostei față de păcat. În al doilea rând, faptul că oamenii resping pe Dumnezeu scoate la e, lumină cât de îndelungă este răbdarea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu față de noi. Nu există ființă în lumea aceasta mai ofensată și mai respinsă cum este Dumnezeu. Tatăl nostru, Creatorul nostru. Eu cred că nici diavolul nu are atâta respingere din partea pocăiților, să zic așa, nu? a copilului lui Dumnezeu, cât are Dumnezeu din partea nepocăiților, din partea celor care nu-L vor pe Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl nostru, este Creatorul nostru, Salvatorul, Mântuitorul nostru. Și respingerea pe care o adresăm lui Dumnezeu, ușa trântită în nas, cuvintele urâte de, de respingere ale lui, scot în evidență cât de îndelungată este răbdarea lui Dumnezeu, cât de multă răbdare poate să aibă Dumnezeu cu noi. De asta sunteți părinți, majoritatea, și știți că una dintre virtuțile părinților este răbdarea și îndelunga răbdare. nu Și la noi ajunge destul de repede la capăt. Iată că răbdarea lui Dumnezeu n-a ajuns la capăt nici acum. Încă mai are răbdare, încă mai are milă, pentru că iubește, pentru că este un tată care ne iubește. Îi trântim ușa în nas, îi spunem cuvinte urâte, nici nu există. Jurăm strâmb, zice, până când, și atunci când ziul, zic viu este Domnul, și atunci aș răstrâmb. Folosesc numele lui Dumnezeu pentru a minți, pentru a înșela. Pun mâna pe Biblie, că e adevărul, spun numai adevărul, adevărul și numai adevărul și mint. Depun o maturie falsă cu mâna pe Scriptură. Și zice Dumnezeu, văd toate lucrurile astea, sigur că le văd. Um, Ieremia zice, probabil că ăștia fără școală, ăștia slab de minte, țăranii, cei de la țară, sclavii, ciobanii și așa mai departe, ăștia sunt așa, că nu le merge mintea, nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. E normal să fie așa, ăștia ne educați. -dar, și dar, o să mă duc la amari. mari, o să mă duc la alta societate, o să mă duc la ea cu școală, mă duc la ea cu facultăți, mă duc la ea din lumea înaltă, mă duc la ea care locuiesc în suburbiile foarte scumpe, la politicieni, la milionari, la oameni de afaceri. Zice, exact același lucru. Toți au rupt legăturile lor cu Dumnezeu. Toți. Nu e mai bun unul ca celălalt. Cât de îndelungă și cât de puternică este răbdarea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu față de noi. Faptul că oamenii îl resping pe Dumnezeu scoate în lumină, la lumină că respingerea lui Dumnezeu nu înseamnă altceva decât respingerea eternității, respingerea vieții veșnice. Practic este o încercare de a respinge viața veșnică, pentru că viața veșnică este veșnică. O vom petrece în veșnicie, ori cu Dumnezeu, ori în iad. Și în al treilea rând, decizia de a persista în păcat este expresia mândriei umane. Poate că este cea mai bună expresie a mândriei umane când nu vrem să renunțăm la păcatele noastre. Dar cine este ăla să mă conducă pe mine? Who are you? Ați auzit asta, mai ales între tinerii americani, nu? Cine ești tu să-ți impui standardele tale asupra mea? Cine este Dumnezeu să-mi spună ce este bine și ce este rău, nu? Eu hotărăsc ce este bine și ce este rău. Ultimul lucru care vreau să discutăm, să vedem care sunt motivele reale pentru care există o asemenea respingere. Care sunt motivele reale pentru care oamenii întorc spatele lui Dumnezeu în aceste zile? În primul rând, vreau să menționez auto-înșelăciunea. Omul se crede bun și pe calea bună. Nu este numai așa o auto care vine de la noi înșine. Este o școală întreagă care contribuie la asta. Revoluția franceză, de exemplu, a fost unul dintre. Filozofi. de atunci, Rousseau spunea că omul se naște bun. Numai societatea este aceea care îl corupe. De aici, de la Rousseau, până astăzi, lumea modernă predică o asemenea idee. Că toți ne naștem buni, așa ca niște cărți uh, cu pagini albe, ok, și cineva scrie, dacă scrie prostii, pe urmă, în alții se devine că scriu, dar nu noi. Noi ne naștem buni. Ne naștem buni. Și pentru că ne-am născut buni, suntem buni. Alții sunt răi, domnule, tot timpul, nu? Alții ne-au făcut nouă toate relele care, de care noi suferim. Omul se înșeală singur că este bun. Să nu mai vorbesc de toate tehnicele acestea de îmbunătățire, nu? De improvement human improvement care există la ora actuală, în care dacă repeți un anumit lucru, nu, te pui în fața oglinzii și spui, sunt deștept, sunt deștept. Ajungi deștept. Nu? Wow! Te autosugestionezi, lucrezi la, la, la tine însuți, nu? Te auto nu? de la domnul Obama. I can, we can. Nu? You can do it. Sigur că, sigur că da. Spune, în continuu, continuu. E teribilă chestia asta. Toate aceste filozofii, toate aceste moduri de a gândi ne, ne fac să ne auto-înșelăm, că suntem de treabă, că suntem, bun, ce, ce pocăință, domnule? Pentru ce? Dar ce mare lucru am făcut eu, Domn? Nu? Gândiți-vă, numai așa, să vină cineva la dumneavoastră și să zice că mă, păstorul ăsta are gaț, știi? Te ia la o parte și spune, -mă, frate, nu e bine ceea ce faci, nu, atât a trebuie. Nu? Cine, cine, este ăsta, domnule? Nu? Eu? Dar nu vezi pe alții? Nu? Ați încercat cu polițistul? Eu am încercat odată. Am încercat odată cu polițistul. M-a prins cu viteză și am spus, domnule, dar nu-l vezi pe ăla cum merge. Zice, nu, eu te-am văzut pe tine. Ai, domn, chiar de celălalt. Mi-a dat o amendă de... nu m-am văzut. Noi încercăm să arătăm totdeauna pe alții și față de alții întotdeauna suntem mai buni, nu-i așa? Sigur că da. Noi suntem mai deștepți, mai buni, mai pocăiți, ăia las în răi. Dacă e vorba, aia las, ăia trebuie să se pocăiască, nu noi. E bine, auto-înșelarea aceasta ne depărtează de realitate pe zi ce trece. Și atunci când Dumnezeu spune, întoarceți-vă la mine, spune, o, oh, sigur că da, păcătoși de acolo, de prin Africa, plin de idoli, ăia da, normal, nu, nu noi, noi trăim într-o țară civilizată, domne. nu? Ce idol? Nici vorba, noi nu avem în casă idoli. auto -înșelarea. Un al doilea motiv real pentru care oamenii îl Răsfinte Dumnezeu este o proastă evaluare și administrare a timpului. Avem timp. O avem timp. Sigur că da, o să ne întoarcem la Dumnezeu, dar nu acum, Domnule. Acum, Trebuie să fac școală, trebuie să mă însor, trebuie să facem copii, trebuie să dau la școală pe copii, apoi copiii trebuie să facă facultăți, pe urmă noi trebuie să plătim casa, pe urmă trebuie să ieșim la pensie. Și uite așa, tot timpul trebuie să facem ceva, nu? Și tot timpul avem timp, o, este timp, o, sigur că da, este timp. Sunt oameni cărora Dumnezeu le dă harul ăsta ca la bătrânețe să se întoarcă la Dumnezeu, sunt oameni. Am cunoscut în România, imediat după Revoluție, niște ofițeri din armată, chiar colonei, au venit la biserică, s-au botezat, s-au întors la Domnul. Har mare le-a dat Dumnezeu, nu? Că la pensie, când au scăpat de regimul comunist, s-au întors la Dumnezeu și a fost fain. Dar nu toată lumea primește harul ăsta să trăiască 80 de ani, să ajungă pensionar, nu? Eu m-au zis că ăștia bagă în pensie ceva, că cum ești la pensie, cum te duci. Um, o proastă evaluare și administrarea timpului. Tot, toată viața gândim, noi avem timp, sigur că la mâine, mâine, mâine o să fie mai grozav, mai... Viața e foarte scurtă, credeți-mă, foarte, foarte scurtă. O să fiți surprinși cât de scurtă o fi când va fi vorba de noi. Când e vorba de alții, altfel gândim. În al treilea rând, un motiv real pentru care oamenii resping pe Dumnezeu este preferința oamenilor pentru prezent, pentru lucrurile de acum, de aici. For now on, for now. Și toate în dauna viitorului și a eternității. Astăzi trăieșteți viața, nu-i așa? De ce cumpărăm noi pe datorii? Să ne trăim viața astăzi, nu? Astăzi ne bucurăm și apoi restul vieții plătim. Pentru distracția de astăzi. Pentru că sunt două moduri de a gândi, nu? Te distrezi astăzi și plătești restul, nu? Sau aduni și te distrezi la urmă. Ha? Unii zic, ma, la urmă nu știu dacă mai prindem. Nu? Acum, acum. De-aia cardurile. De ce credeți că au e, așa succes credit cardurile și fac foarte mulți bani de pe noi? Din prece în aceste mentalități. Azi. Astăzi primește cheia de la casă, de la mașina asta nouă. Astăzi o să fii foarte fericit și apoi tot plătim restul. Și, și o să și la copii să plătească. Nu, dar nu să plângă, nu, altfel nu o să plângă după noi. Le las un morghici că să plângă două generații. Și adevăratul, apoi, ultimul motiv este mândria umană. Omul nu poate accepta umilința, lepădarea de sine, ascultarea. El. Zilele trecute ne-am amintit cu soția de colegii noștri de la Trusă de construcții din Oradea. Am avut timp să discutăm despre ei, concediu. Ne-am dus aminte așa de mulți dintre ei. În mijlocul lor le-am predicat Evanghelia, cred că în fiecare zi. Fie cu viața noastră, cu cuvintele noastre, tot timpul. Știți ce îmi spuneau colegele mele? Zicea, domnule, e excelent, foarte fain ce zici dumneavoastră, dar să ne ducem noi acolo cu babele ale voastre la biserică? Și într-o zi m-am furiat pe ele, așa, doamne, doamne, nu vă supărați pe mine, babele alea inculte, da. Nu vă supărați pe mine, babele alea inculte sunt numai culte decât voi. Ale o viață întreagă au fost expuse la Evanghelia Domnului Iisus Hristos, la Biblia, cea mai importantă carte care există pe fața Pământului, pe care voi, cu toate școlile voastre, n-ați vă să închisiți, să o deschideți măcar și să citiți de ea. Babele alea au auzit sute de predici care le-au schimbat mintea. Astea gândesc teologie foarte profundă. La mintea voastră nu s-a suit niciodată așa ceva. S-a supărat pe mine. Dar trebuia să vă zic. Pentru că mândria asta, umană, cum el acolo o să meargă. Oh, no uh, vreau să închei cu două afirmații. Una dintre aceste afirmații a făcut-o William uh, Foren, Foren. Poarta cerului se închide de jos nu de sus. Ascultați foarte bine. Păcatele tale te vor despărți de Dumnezeu. Știți cine închide ușa cerului să nu intre în ea? Tu, singur. Tu cu păcatele tale. Păcatele tale pun un zid de despărțire între tine și Dumnezeu. Ușa cerului nu se închide de sus și se pune la la ea. O închizi tu singur. Îți barezi tu singur accesul la Dumnezeu. Unul dintre marii poeți ai lumii a fost Lord Byron. Iată ce a spus asta înainte de moarte. Era singur, era bolnav, avea nevoie de milă, de dragoste a celor din jur, nu o găsea. Zicea, trebuie să dau un tribunal ca să primez milă, trebuie să dau pe cineva în tribunal să-mi arată milă cum în suferința asta că nu venea nimeni să spună un cuvânt. Înainte de a bate la ușa eternității, avea nevoie de milă. Apoi, după o lungă pauză, ei, haide, haide, fără slăbiciuni, hai să fim bărbați până la capăt. Wow! Și a rămas bărbat până la capăt și a intrat în fundul iadului cu toate poemele lui, cu toată faima lui. Pentru că nici pe patul de moarte, mândria asta umană, l-am pedicat să spună, Doamne, ai milă de mine. A vrut să fie bărbat. Până la capăt. Rare cuvinte m-au îngrozit, ca și cuvintele acestea. În fața morții, în fața întâlnirii cu Dumnezeu, în fața întâlnirii cu eternitatea unde nu poți pătrunde fără mila lui Dumnezeu, unde nu poți pătrunde fără îngăduința lui, fără har din partea lui, să faci pe bățosul până la capăt. Cred că lumea care respinge pe Dumnezeu în aceste zile are nevoie de milă. Este vrednică de milă care are nevoie de îndurare ale lui Dumnezeu și uh, vreau să vă provoc la o rugăciune foarte personală. Știți pe cineva din familia dumneavoastră care se încadrează în una din respingerele alea? Tot promite și nu se mai întâmplă nimic. Care încearcă să înlocuiască adevărata pocăință cu orice altceva? Care știți bine că a făcut o o să pogă să botezat așa de fariseism și este fariseu în continuare. Sau care pur și simplu, când îl cheam la biserică, îți trage o jurătură. Știți pe cineva, dacă știți, este un moment foarte potrivit să ne rugăm. Așa personal, spune, Doamne, ai îndurăte de asta. Îndurăte de el. mai cercetează, mai vorbește, mai ieși în cale, Doamne. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să încheiem întâlnirea din această dimineață cu astfel de rugăciune. Găsiți în mod specific pe cineva și rugați-vă Domnului. Doamne, stau înaintea ta în această seară, în această dimineață.